Slăviți să fie Domnul! Doresc ca Domnul să binecuvânteze tânăra pereche și pe noi toți cei prezenți. Promit că voi fi disciplinat în ce privește încadrarea în timp și Domnul să mă ajute. Scopul suprem al vieții este mântuirea sufletului. 1 Petru 1:9, asta ne spune Apostolul Petru. Vom dobândi ca sfârșit al alergării noastre mântuirea sufletului. Celelalte evenimente sunt doar amănunte, detalii. Sunt doar niște paranteze pe care le deschidem și le închidem în ecuația vieții. Chiar este așa de important, credeți că mă interesează pe mine câți deșepte am avut eu la matematică acum 50 de ani? Nu. Fratele meu sta de vorbă cu socrul lui, care avea 101 ani. Și printre altele m-a întrebat, tată, dar socrul matale cine era, cum îl chema, de-a cui era din sat? Și el spune, măi, cum îl chema, nu mai țin minte, dar ce mai contează? Era mort 60 de ani în urmă. Evenimentele astea sunt foarte importante pentru ei. Dar scopul final este al nostru, al tuturor, firul roșu al vieții noastre, îi mântuirea sufletului. Dumnezeu să ne ajute, amin? Dumneavoastră ați dat textul de 1 Petru capitolul 3 și voi face o referire doar la versetul 1 și la versetul 7. Tot astfel nevestilor fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor. Am ales expresia purtare. Versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi. Aceeași expresie legată de purtarea noastră. În 1 Timotei 3:14 în jos, Pavel spune așa. Îți scriu aceste rânduri cu nădejdea că voi veni curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului. Și versetul 16. Și fără îndoială, mare este taina Evlavie. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit de săvârșit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Taina Evlaviei începe cu întruparea în trup și sfârșește cu înălțarea în slavă. Dar pentru asta trebuie să știm cum să ne purtăm. Comportamentul nostru face parte din taina Evlaviei. Și văd frază la vicul de jos, la dumnealor, la o căsătorie am predicat, să știm cum să ne purtăm în familie, cum să ne purtăm în biserică și cum să ne purtăm afară, în societate. Nu repet predica aceea. Acum revin la cuvântul pe care dumneavoastră l-ați dat și Apostolul Petru prezintă o nevastă pocăită din bivolărie. O soție credincioasă de aici, de la voi, de la Vicu. Și când se uită la ea, Petru e preocupat de două lucruri. De aspect și de activitate. Cum arată o femeie pocăită aici în Bucovina și ce face o femeie pocăită? Dacă mi s-ar cere o caracterizare despre un om, eu i-aș spune, domnule, vreau să-l văd și vreau să mă interesez ce face. Nu, acum să ne uităm la aspectul unei femei pocăite din bivolărie. Și eu predic și pentru sora Corina Tina, pe care Domnul încă o dată spune să o binecuvinteze. Cum arată? Vorbim de aspectul exterior, că Pavel spunea 2 Corinteni 16, că e om de afară și om din lăuntru. Omul de afară, spunea Apostolul Petru așa, podoaba voastră să nu fie ca celor de afară, care stă în împletirea părului, purtarea de scule, aur și argint și în îmbrăcarea hainelor. La aspectul nostru exterior am două remarci. E vorba de decență și e vorba de diferență. Decență ce înseamnă? Petru surprinde aici trei
lucruri în care femeia este ispitită mai mereu. Diavolul vine să o ispitească pe femeie în lucrurile astea. În podoaba capilară, ne tundem, nu ne tundem, ne vopsim, nu ne vopsim, ne încrețim, nu ne încrețim și așa mai departe. Da? Aici este o ispită și Petru amintește, atenție la asta, împurtarea de scule, de tendința femeii de a purta bijuterii. Purtăm verighetă sau nu purtăm, da inel de locomnă, da inel de aniversare, da alte podoabe, mărgele și cercei și brățări. Odată eram la ungere cu un delem și a venit o soră la mărturisire. Am fost trimis, du-te cu sora la mărturisire. Eu mă duc și femeia aia vine cu cercei în urechi, e drept cercei mici, așa. Eu am tratat-o ca pe o nepocăită. Am început să-i spun de Dumnezeu, cum Domnul e preocupat de suflet. Și i-a spune, frate, un pic, hai să o stabilim din capul locului. Eu sunt membru în biserica pentecostală, botezată și eu sunt pocăită. Și eu zic că, iertați-mă, am fost dus în eroare cumva de cerceii dumitale. Frate, nu știi ce cercei aveam când m-am pocăit, așa mari până pe umeri. Dar de când m-am pocăit am luat mici, că am găuri în urechi și nu-i frumos să se vadă găuri. Și-o trebuie să mă rog ca Domnul să o vindice pe femeia asta și să-i dea sănătate. Credeți că a fost ușor pentru bosâncean să fac lucrul ăsta? Ei, frații mei, știe diavolul, știa și Petru, că femeile sunt ispitite în domeniul acesta. Și spune, atenție, și în al treilea domeniu care îl vorbeam, în purtarea de haine. Nu înseamnă că nu ne pieptănăm, că nu suntem eleganti și că nu ne îmbrăcăm. Dar vine Petru și face diferența. Știți că la început când s-o pocăi la noi oameni în sat, din trei frați, numai unul știa carte, doi nu știau. Și au fost la Cernăuz, s-au suferit, pocăința au crescut. Ei n-aveau predici ca noi, pe puncte 1, 2, 3, cu pregătirea asta. Nici nu știau bine cum e pocăința. Pe ei învăța Duhul Sfânt, ungerea din Ioan, prorocia din Corinteni 14 cu 31, că poți să prorocească toți, să capete învățătură toți, și mai ales ei știau un lucru. Le-a citit lor cineva din Scriptură că Ioan spune așa, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Ei venind din lume, ei nu știau exact cum e la pocăință, dar știau cum e în lume. Și atunci au spus, măi, în pocăință nu-i ca în lume. Și ei trăiau pocăința pe baza acestei învățături, să nu fie așa ca în lume. Și Petru vine folosind aceeași metodă pedagogică. Podoaba voastră să nu fie a celor de afară. Deci o femeie pocăită din bivolărie n-are voie să seamene cu aceea de afară. Vorbesc nu de necesitate, ci de brand, de modă, de practici păcătoase. Și Domnul să ne dea înțelepciune, amin? Vorbind de aspectul interior, vine apostolul Petru și spune, voi să fiți omul ascuns al inimii, un duh blând și liniștit. Nu știu dacă o să ne ajungă vremea să vorbim de omul ascuns al inimii. Eu m-am gândit la asta, expresia asta, omul ascuns al inimii, are ceva de a face cu secretomania. Și întrebarea mea este, îi îngăduit unei femei, unei soții, să aibă anumite secrete față de bărbat, dar unui bărbat față de nevastă și nu răspundeți repede. Eu am citit în Scripturi, am vorbit cu frații, unii mi-au spus categoric, niciun secret, sinceritate totală. Alții au spus, măi, depinde, depinde ce femeie ai. Se depinde și bărbat ai. Eu am venit cu două exemple în fața dumneavoastră, în care spune Scriptura că era o femeie tânără, că avea copil mic, născut. Probabil frumoasă, nu știu, asta nu spune Biblia, pocăită. Bărbatul ei era bătrân, scrie în Biblie, dar era bogat. Avea ogoare și slujnici pe ogoare.
Și Domnul i-a dăruit acestei familii un copil. Și într-o zi băiețelul plângea, capul meu, capul meu, și tatăl spune, du-te la mamă să văd, eu am treabă. Și o plâns în brațe la mamă sa pe genunchi până la amiază și a murit. Și spune Scriptura că femeia asta din Sunem o trimis vorbă la bărbat, o trimitem un cal, câteva spice noi, ceva de mâncare, eu mă duc până la Elisei pe Carmel. Și bărbatul îi spune, mă, dar noi nu-i lună nouă, nu-i sabat, ce te duci la el? Stai liniștit, că totul e bine. Acum spuneți dumneavoastră, un singur copil, un singur băiet, băietul e mort și nevasta nu-i spune la bărbat. E bun sau nu e bun asta? O acuză Biblia pe femeia asta? O scoate vinovată cumva? Și până la urmă se termină cu bine. Vine Elisei și învie băiatul. Unii frați spunea, măi, femeia asta avea bărbatul bătrân, probabil că avea și probleme cardiace. Și secretul ei a fost în scopul de protecție. Rețineți. Vă dau un exemplu. David e flămând și Nabal nu-i de mâncare. David e 400 de oameni și pleacă să-i arete el lui Nabal. Și aude Abigail. Și nu se duce la Nabal, că ăsta era beat mor, domnule, era turtă, vorba română. Ea ia merinde și se duce, îl întâlnește pe David și rezolvă problema. Dacă Abigail îi spunea atunci lui Nabal ce se întâmplă, ieșea o bătaie mare. Ăla băut și rău cum era, înarma și el slujitorii, vărsare de sânge. Abigail a ținut secretul ăsta. Asta înseamnă omul ascuns al inimii. Eu sunt de acord cu anumite taine, că e biblic, dar nu în vederea de a-l înșela pe partener, ci în vederea de a-l proteja pe partener. Eu cunosc caz în care a fost accident, în care o tânără a murit și mama era la spital. Și-a îngropat fata fără să-i spună nimeni lui mama sa. Că mama sa și așa era afectată. Și tot s-o temu să-i spuie multă vreme că fata ta a murit. Ei era în aparate, era în convalescență și tot, măi, să nu-i spuneți că fata e îngropată. Eu întreb, o a fost un păcat, o vinovăție? Nici de cum. Pentru că a fost cu scopul de a proteja partenerul. Frații noștri au făcut trafic cu Biblie. Și era foarte riscant în vremea lui Ceaușescu să duci dincolo Biblie la ruși. Și au fost frați care au făcut și la care nevestele au știut. Și au fost frați care au făcut și la care nevestele nu au știut. Că dacă vine securitatea și o arestează, ea să nu știe ce să spună. Deci eu cred că omul ascuns al inimii, ținerea secretelor pot fi permise în funcție de partenerul de viață, în funcție de starea lui de moment, că și femeia din Sunem și Abigail mai târziu i-a spus lui David, dar numai cu scop de a-l proteja. Numai cu scop de a-l proteja la vremea aceea și nu cu scopul de a-l înșela sau de a-l amăgi. Îi părerea mea, așa am și alte argumente biblice. Podoaba de afară, spunea Petru, așa să fie o femeie creștină. Podoaba dinăuntru înseamnă omul ascuns al inimii, taina ta cu Dumnezeu și un duh blând și liniștit. Nu voi vorbi de duhul blând și liniștit, pentru că aș vrea să vorbesc ceva, un singur punct de activitatea unei surori pocăite. Și am ales trei gânduri, voi prezenta unul așa subțint, scurt. Femeia asta credincioasă trebuie să fie supusă. În al doilea rând, să vorbească respectuos ca Sara și să facă bine în orice situație fără să se teamă de ceva. Haideți să ne oprim la primul punct, ceva legat de supunere, am predicat și ieri la o căsătorie și mi este mai ușor parcă. Colosin capitolul 3, versetul 18. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Expresia asta, cum se cuvine, pe mine m-a pus în gândire. Cum adică? Nu oricum să fie supusă? Nu orbește? Nu în totalitate? Să fie supusă cum se cuvine. Și am deosebit câteva gânduri în Scriptură. Am spus nevasta să fie supusă
nu de frica pedepsă. Non-violență, da? Deuteronom 10 și 11. Nu datorită frice, ci supunerea să fie o expresie a dragostei. Pentru că cine are frică n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Dragostea izgonește teama, nu? Că teama poartă pedeapsa, dar la ei nu-i vorba de pedeapsă. Supunerea asta să fie o expresie a dragostei. Eu, Corina, Tina, mă supun lui Costel că tare mult îl iubesc. Să o ajute, Domnul, amin? O ascult, mă supun pentru că am un scop frumos, să-l câștig totdeauna, să-l am lângă mine, da? Pentru că sunt bună, T2:5, să fie bune, supuse bărbatelor lor. Supunerea e o expresie a bunătății dumneavoastră. Spunea fratele Niță aici, ce nu-i supunerea? Când o femeie nu-i supusă, n-are o inimă prea bună. Supusă, nu de frica pedepsă. Nu mă punctez fără să explic. 2. Să fie supusă, nu după meritele bărbatului. Că sunt bărbați care merită, Domnule, să-i supună, dar sunt bărbați care aproape nu merită. Că și ei la rândul lor, spunea Iacob 5:17, de marele proroc Ilie, Ilie era un om supus a celor slăbiciuni. Sunt bărbați slabi. Nu vorbesc de păcate și slăbiciune, că sunt diferite. Slăbiciunile sunt unele și păcatele alta. Iacob era, Ilie era supus la slăbiciuni. Păi dacă eu am un bărbat care e supus și el la slăbiciuni, eu trebuie să mă supun lui? Mă supun, că s-a vorbit aici de o supunere în nădejde. Mă supun că cu nădejdea că Domnul va face mai bun. Amin? Și în al treilea rând, nu mă supun la toate poftele firii lui pământești. Eu mă supun cum se cuvine în Domnul. Pentru că viața de familie cere o trăire intimă. Când bărbatul nu îi credincios sau nu-i pocăit, are pofte păcătoase. Trupul meu e templul Duhului Sfânt. Atenție! Nu mă supun la felul lui cum vreau să mă îmbrăc. Că bărbatul nepocăit sau pocăit să fie, că am întâlnit și așa, când vrea ca nevasta lui să meargă cu minijup pe stradă, cu fustă de o palmă, și spune, tu trebuie să fii supusă. Eu spun, da, cum se cuvine în Domnul. Nu mă supun la toate plăcerile, că eu iau concediu, mă duc la mare și trebuie să mă dezbrac eu, femeia, acolo. Și vii cu mine în concediu. Deci, femeia să fie supusă cum se cuvine în Domnul. Amin? Și acum am o recomandare la bărbat și închei. Supunerea asta la surori nu e așa de ușoară. Ele au personalitate și ele. Au orgoliu și ele, au pregătire. Au și ele dreptatea lor. Și ieri învățam pe frașul, le spuneam, fraților, haideți să le ajutăm pe neveste să fie supusă. Eu ca bărbat îi dau o mână de ajutor, o ajut pe nevastă să fie supusă. Suntem de acord? Cum aș putea eu pe nevastă mea să o ajut? Că e greu, are o fire dură, așa, o știu, de 30 ceva de ani, trăiesc cu dânsa, ei, dar eu am ajutat-o în viață să fie supusă. Iosua 1:11. Treci prin tabără și strigă așa. Luați-vă merinde, treceți Iordanul și cuceriți țara care înainte. Iosua 13:1. Iosua era bătrân și țara care mai era de supus era foarte mare. Deci Iosua a cucerit o bucată și a supus-o. Dar mai era mult de cucerit și de supus. O cetate, ca să fie supusă unui împărat, trebuia întâi cucerită, după aia plătea un bir. Bărbat de la cor, de aici și din sală. Ca nevasta să vă fie supusă, voi trebuie să o cuceriți. Cineva spunea, bărbatul meu a cucerit, dar am părți în care noi intrați, sunt măritată de mult cam. Nu a ajuns acolo unde trebuie, la inima mea. Deci ca nevasta să fie supusă, eu am trebuit să o cuceresc. Și după ce am cucerit-o, am supus-o, ea e supusă și plătește bir, adică ea plătește prețul. Dar eu am cucerit-o. Amin? Amin, fraților? Sunt unii care nu-și cuceresc logodnica până în ziua nunții,
Nu cuceresc nici după voiajul de nuntă și nu cuceresc nici până o îngroapă bătrână. Încă sunt total diferiți unii de alții. Ei, cum am putea noi cuceri? Scrie în Proverbe 11:30. Cel înțelept câștigă suflete. Măi, cucerește-o prin înțelepciune. Povesteam ieri că am cunoscut o familie, o cunosc foarte bine, o femeie cu o mare personalitate. O femeie răzbătătoare și care lucrează, vorba ei, ca un tractor. Mamă la mulți copii, mulți peste 10. Soțul ei a murit recent. Știți care a fost plângerea ei? Am avut un bărbat cu minte, un bărbat înțelept. În anii din tinerețe, când am vrut eu să fac ceva, când n-am ascultat de el, totdeauna am dat în bară. Și au urmat ani de căsnicie, când ce mi-a spus bărbatul aceea am făcut, întotdeauna a ieșit bine. Și povestea evenimente din viață și plângea, bărbatul meu a fost un om cu minte. Deci bărbatul ei a cucerit-o cu înțelepciune, ea și-a dat seama că bărbatul ei este înțelept și acum plângea și spunea, nu mai am de cine să ascult. Asta, mai am treabă, mai am copii, mai am de măritat, mai am de însurat, mai am de făcut evenimente și eu nu mai am pe bărbat să-l ascult. Bărbatul a cucerit-o prin înțelepciune. Cunosc un tandem de slujitori într-o adunare, păstor și prezbiter, în care prezbiterul avea tendința să iese de sub autoritate. Și nu făcea ce îi spunea păstorul, îi cunosc foarte bine. De câte ori o ieșit de sub autoritate, de atâtea ori o greșit. Și eram acolo când a venit prezbiterul, a spus, frate, îți promit de azi, ascult de dumitare. Ascult că atunci când am ieșit din supunere, totdeauna m-am făcut de rușine în adunare. Dumnezeu ți-a dat înțelepciune, de acum ascult de tine. Cucerește-ți nevasta prin înțelepciune. Mai e un verset din Ezechiel 16:33. Acolo e folosit rău, dar noi îl putem folosi bine. Spune că ai câștigat suflete cu daruri. Vrei să o cucerești pe nevastă? Păi, un cadou. Costel, dai o mașină la Corina să vezi, să fie supus, nu știu cât, dar încearcă. Când o neglijezi total, când e aproape ți total indiferent, eu cum predic, eu sunt omul care nu mă pricep la cadouri. Nu mă pricep la cadouri, nu știu să dau flori. Odată a venit un frate în America și a vorbit cu mine de lucrarea de misiune vreo 3 ceasuri. Și la urmă el și-a plătit timpul, mi-a dat niște dolari și mi-a spus cu banii ăștia puțin, nu mult, să-ți liniștiți. Și mi-a spus cu ăștia te duci și cumpli un buchet de flori la nevastă. Dar era după ani de căsătorie. Și eu întreb, dar dacă îi cumpăr orez, e o problemă? Și a spus, măi, nu de orez, îți dau bani de flori. Și o sta lângă mine până m-am dus la o tonetă și am întrebat cât e buchetul ăla, 100, ăla 80, ăla 60, dă-mi la pe la de 60. Și el mi-a făcut rahalele vedere, nu știa cum am negociat eu și am dus flori la nevastă. E, nevastă m-a întrebat, ce-i păță, ce-i cu tine, unde, ce s-a întâmplat? Mi-a dat cineva niște bani expre pentru tine, treaba ta, zic. O cucerești prin daruri. Și după ce ai cucerit-o prin darul și ea îți dă seama că tu o iubești și că ești un bărbat înțelept, va rămâne sub autoritate și va fi supusă. Luca 21:19. Dar prin răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre. Câteodată trebuie să ai răbdare cu nevasta. Așa-i, frați? Așa-i, da? Măi, și câteodată are și ea personalitate, se mai supără, nu se enervează că-s pocăiti, da? Na, se mai supără tare. Eu atunci îți băia cu minte, îmi văd de treabă, o răd, o tolerez și ea mai târziu își dă seama. Se spune, măi, uite, să fac, cum spui tu, eu am ieșit din pepe, na, m-am aprins un pic, băi, dar tu ai fost un om răbdător și prin asta o cucerești? Să ne ajute Domnul. Fapte 20. Pavel vorbește cu prezbiterii din Efes, acolo la Milet, și spune, păstoriți turma peste care o a pus Duhul Sfânt, peste biserica lui pe care a câștigat-o cu însă sângele său. Jertfa ta va câștiga nevasta. O va cuceri jertfa ta. Spuneam acum, recent am fost într-o adunare și un frate povestea, m-am dus, am stat 2 săptămâni la spital, mi-am făcut probă de compatibilitate, că m-am angajat să donez un rinichi pentru fata mea care e bolnavă.
are diabet, dializa nu mai ajută, e fata mea, am o casă de copii, dar eu îi dau rinichiul la fata mea. Și am spus, ce rău ar fi ca fata asta să n-asculte de tasă după aceea. După ce eu scot rinichiul și îți-l dau, măi, când nevasta vede că te jerfești pentru ea, că faci pentru ea și casa ei, că te trezești dimineața la 5, predica recent un frate de binecuvântare în casă și spunea, surorile, ca să fie binecuvântate, trebuie să contemple natura, să le placă răsăritul de soare și să nu piardă niciun răsărit de soare. Da? Cine are urei de auzit să audă. Ei, când nevasta vede că pleci, domnule, dimineața la 5 și vii seara rupt de oboseală pentru dânsa și casa ei și copiii, ai cucerit-o prin jertfa care ai depus-o. Închei. Dorim ca Dumnezeu pe tot să ne binecuvinteze. Sora Corina Atina, eu am predicat mai mult de femei, că așa predicăm noi, că predicatorii sunt bărbați. De ce? Și doresc ca tu să fii supusă fratelui Costel. Amin? Eu vă vorbesc pe la spate acum, dar nu vă vorbesc de rău. Vă vorbesc de bine, da? Să te ajute Domnul, iar tu, Costel, să o iubești pe Corina. Și nouă tuturor, Domnul, să ne ajute să terminăm cu bine taina Evlavie. Parantezele astea, școală, grădiniță, armată, căsătorie, să deschid și să închid. La urmă rămâne taina Evlavie. Am fost întrupat în trup și vreau să fiu înălțat în slavă. Amin.